Bună ziua, bună dimineața, bună seara, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clarviziune, citire pe foaie. Astăzi am să vă fac citirea generală pentru săptămâna 17-23 iunie. Este o citire atât pentru doamne cât și pentru domni, o citire generală. Nu puteți rezona absolut toți cu aceste citiri. Mulțumesc în continuare pentru prezență, pentru like-uri, pentru susținere. Mulțumesc noilor abonați, dacă încă nu ați făcut-o și considerați că rezonați cu stilul meu, rog să vă abonați apăsând butonul de abonare și clopoțelul, este gratuit, bineînțeles. Înainte să încep etalarea, vreau să vă anunț că pe data de 21 la ora 19 fac curățarea energetică, curățirea energetică, deci dacă sunteți liberi și puteți face acest lucru, în ghilimele vă aștept cu mare drag. Pentru cei noi care nu știu ce se întâmplă, în fiecare lună pe 21 la ora 19 ora României fac o curățire energetică masivă. După cum am mai spus-o, după această curățire, deci o fac în masă, mental, da. Doar vă curăț, vă dau energie pozitivă, lumină, bineînțeles, mereu cum îmi place mie să spun, de la Doamne, Doamne, nu vă dau eu de la mine, că eu sunt la fel ca și voi. Nu trebuie să faceți nimic decât pur și simplu să vă închideți telefoanele, să vă așezați confortabil pe un scaun, fotoliu, canapea, să trageți mașina pe dreapta sau dacă sunteți la servici sau în autobuz sau nu reușiți, pur și simplu doar să vă gândiți la mine. De ce vă spun să vă închideți telefoanele? Pentru că în momentul în care vă întindeți și vă puneți mâna stângă între plec și mâna dreaptă peste, pentru că așa trebuie să stați, ar trebui să reușiți să nu vă mai gândiți la absolut nimic și nici să răspundeți la telefoane. Eu am nevoie doar de 7 minute, dumneavoastră trebuie să stați 12 minute sau și 20 și 30, deci nu contează, puteți, unii dintre dumneavoastră ați văzut că ați și adormit, ați și ațipit, deci puteți sta mai mult, nu este nicio problemă, dar să rămâneți totuși 12 minute întinși și absolut nu concentrați, deci la nimic. Nu mă căutați din nou, vă repet, ca să nu mai avem probleme, că nu vă mai răspund la întrebări. Nu mă căutați pe YouTube, nu sunt live, deci nu, da? Doar facem același lucru toți în același timp, da? După cum știți, cei vechi care faceți cu mine de un an de zile acest lucru, v-ați simțit mult mai bine, lucrurile s-au mai îndreptat, v-ați mai rezolvat problemele, v-ați simțit mai ușori, ați căutat remedii la bolile sau la, nu neapărat boli, sau la stările proaste pe care le-ați avut, v-ați mai rezolvat probleme, deci lucrurile au mers cumva spre bine, pas cu pas, încet, încet, nu pot să fac, ar trebui să fac mai des, dar nu pot face acest lucru, e un consum energetic destul de mare și ca să fac doar pentru 1.000 de oameni în fiecare săptămână mi-e foarte așa, dacă vă strângeți măcar 10.000 din cei 20.000 care vizualizați videourile mele, pentru că după cum am spus pe YouTube Studio, într-adevăr se văd vizualizările, doar că nu sunteți abonați din diverse motive și dacă când sunteți mai mulți și fac o singură dată pe lună, este mult mai confortabil și pentru mine. În altă ordine de idei, apropo de ritualul cu bănuți, pentru că iar m-ați întrebat și nu-l mai găsiți, vi-l repet, luați 5 bănuți, indiferent că sunt de 1 cent, de 10 cent sau de 50 de bani, vă puneți 4 bănuți în fiecare colț al saltelei, sub cearceaf sau sub saltea, dacă puteți. Eu la mine, de exemplu, nu pot sub saltea, că am un pat divers. Și mi-am pus sub cearceaf în cele 4 colțuri, iar o monedă fix în mijlocul patului sub cearceaf, da?
vedeți ce visați și pe urmă, dacă puteți, îmi scrieți visul. Dacă pot să vi-l traduc, vi-l traduc. În general, aici se arată trecutul, prezentul și viitorul, mai ales cu cei care sunt în soartă sau pe destin, care v-au fost sau care sunt sau care vor fi, dar nu numai, da? Pentru că lumea nu... N-ați visat toți un bărbat sau o parte bărbătească sau o damă sau așa, deci înseamnă că destin sau soartă nu mai aveți neapărat, da? Dar asta nu înseamnă că nu vă puteți căsători sau nu vă puteți avea relații. Oamenii, în general, nu rămân neapărat cu destinul sau ce au pe soartă. V-am mai spus și v-am mai explicat, putem iubi oameni toată viața și să nu mai fim cu ei. Deci, da, atâta, se termină ciclu. Și asta este, da? Bun. Păi să începem etalarea pentru 17-23 iunie, da? Este o etalare și pentru domn și pentru doamne, deci în momentul în care exprimarea este de este comună, înțelegeți, dacă sunteți doamne, vă gândiți la un domn, dacă sunteți domn, vă gândiți la o doamnă sau pur și simplu vă spun foarte clar, indiferent de ce gen sunteți, dacă este parte bărbătească, energie bărbătească sau feminină. Bun, haideți să vedem pentru 17-23 iunie, etalarea generală. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am pus schițe, am pus nume de ghicit. Astăzi se deschid pentru toți cei care vor viziona acest videoclip. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Bun. Mai aveți de dat niște bani într-o parte până la sfârșitul lunii, într-o parte, oriunde. Da, aveți ceva de achitat. Haideți să vedem dacă și reușiți săptămâna aceasta. Nu mai puțin să mai îndrept camera un pic. Așa. Să vedem dacă săptămâna aceasta reușiți să vă achitați această sumă de bani. Asta înseamnă bancă, primărie, avocați, nu știu, orice ce ține de stat. Ia uite, exact asta am spus. Da? Aveți un mic blocaj pe o sumă de bani, dar da, vor veni bani și veți avea bănuți să achitați. Cumva, indiferent ce faceți, că luați dintr-o parte în alta, nu contează, da? Că vă împrumutați, că dar reușiți să vă achitați această problemă, pentru că cred că, nu știu dacă, nu cred că e neapărat un blocaj, dar pur și simplu cred că aveți teama că nu veți reuși. Bun, pe data de 26 deja, un pic mai târziu, ia uite ce frumos, veți avea o realizare cu un bărbat de ghindă, indiferent că sunteți femei sau bărbați, cu un bărbat de ghindă veți avea dar și reușită cu această parte bărbătească. Deci vin bani, vin cadouri, vin reușite. Vreau să văd acolo, doar acolo, că voi vă știți speța, fiecare în parte, vreau să văd acest bărbat, dacă în cazul în care este pe dragoste, să spun, vreau să văd cum vă gândește. Deci vă iubiți reciproc, vă veți iubi reciproc, și este o iubire pură. Vă veți iubi, într-adevăr, toată viața, chiar dacă la un moment dat vă veți despărți. De ce spun chestia asta? Că știți că nimic nu este veșnic, totul este relativ, da? Și nu trebuie nimic să se întâmple pe lumea asta decât să murim. Haideți să vedem în continuare. Ia uite, vești bune pe sănătate tuturor, deși v-ați agitat un pic. În general, cei care sunteți de roșu, bărbați sau femei, ați fost un pic mai rău, dar ați fost sprijiniți de diverse persoane, respectiv de doamne, indiferent ce fel de, dacă sunteți femei sau bărbați,
ați fost sprijinit și o să vă simțiți un pic mai bine. Vezi, alții dintre voi văd că încă învățați pentru un examen și vă ajută o femeie de stat sau chiar și un grup de oameni care vor fi sinceri cu voi. Deci cei care aveți examen și faceți meditații sau faceți cursuri sau faceți ceva, văd că sunteți bine unde sunteți și veți fi bine. Da. Da, trebuie să începeți. Dacă n-ați început cursurile astea, trebuie să începeți cât de curând. Uitați-vă ce pe relații, căsătorie, avansare în relații. Deci faceți un pas în plus în relația în care sunteți. Nu contează femei, bărbați, da? Deci faceți un pas în față în relație. Vă mutați împreună, vă hotărâți să începeți o relație și asta pe la spre sfârșitul săptămânii, practic, da? Lucrurile se vor mai degaja. Ia uite, cu o femeie sau cu un bărbat de ghindă. Și spun cu o femeie, poate fi și o damă, da? Pentru domnii care vă uitați și urmăriți acest videoclip, pentru că a căzut valetul, deci este un gând, poate fi o femeie sau un bărbat de ghindă. Aveți hotărâri, logodne, căsătorie, oameni de stat, dar mai spre sfârșit și devine un vis împlinit pe relații. Cei care deja sunteți combinați, să știți că vă va fi bine. Săptămâna asta nu știu cât veți pleca, dar știu că săptămâna cealaltă, deci peste o săptămână, vă cad drumuri, probabil că plecați în concediu sau indiferent unde sunteți pe această planetă, vă cad drumuri, veți face drumuri pentru că văd aici acte renoite, pașapoarte, drumuri, este acest drum, indiferent că este că aveți ceva de realizat, de făcut, de terminat niște acte, că plecați în concediu, este un drum bun, cu bucurie, ia uite, și în general, ori plecați voi la parteneri, ori partenerii vin la voi și de acolo plecați împreună, cădeți împreună. Aici am o doamnele care au cât un copil sau două și sunteți singure, să știți că până la urmă veți cunoaște sau aveți sau vă combinați cu ajutorul lui Dumnezeu, deci trebuie să mai faceți, o să vă combinați cu cineva cornut sau poate sunteți voi cornute. Da, deci taurul, capricornul, berbecul, chiar și fecioara, da? Vă văd foarte împământâniți, de aceea am spus și fecioară. Deci oricât sunteți voi, orică aveți parteneri de acest gen, este valabil aici doar pentru doamnele care au copii și sunt singure. Să știți că veți cunoaște pe cineva sau veți avea și voi în curând. Sau chiar dacă aveți, vă va fi bine, dar trebuie cu rugăciune, pentru că misa repetată într-adevăr este cu bucurie, dar misa repetat Sfânta Treime, deci mai trebuie un pic să vă rugați, da? Să mai faceți acolo rugăciuni sau ritualuri sau ceva. Haideți să vedem. Deci vă cade un prieten bun, cunoștințe bune la drum sau de la drum, veți avea sprijin, ajutor. Nu înseamnă neapărat drum de graniță aici, poate aveți prieteni și în alt oraș, da? Vine cineva de roșu sau este cineva de roșu, un bărbat în speță, care vă va sprijini în legătură cu un drum, pentru un drum. Cineva din voi va pleca cu sprijin și cu ajutor și cu bucurie la un drum pentru o operație, poate fi aici și în străinătate sau în altă parte, plecați și veți fi ajutați și sprijiniți pentru o problemă de sănătate pe care o faceți la un drum. Sau chiar dumneavoastră, domnilor, puteți fi de roșu, dar sunteți sprijiniți într-o problemă, într-o operație sau ceva la un drum, da? Sunteți sprijiniți și veți avea
bucurie, să nu vă fie teamă că scăpați cu bine. Ce mai cade aici? Vreau să vă spun că pe 17 iulie veți lua o hotărâre wow pentru o schimbare, va fi minunată schimbarea. Cărțile sunt bune până acum, văd că sunteți pe realizări cam indiferent de ce ar fi vorba. Așa, văd că cineva care e născut în luna aprilie sau pe data de 4, în orice lună, dar aici e mai mult pentru partea bărbătească, deci doamnelor sau pentru soții voștri sau prietenii voștri, văd că se vor întâlni acești oameni, deci voi toți care sunteți în aprilie născuți sau pe data de 4 în orice lună până la urmă, vă veți întâlni cu o gașcă de oameni sau cu prieteni sau cu cineva, dar e mai mult o întâlnire de afaceri. Ori vă angajați, ori vă veți veți dezvolta afacerea, de fapt. Wow, și ce bogăție veți avea în viitor. Cei care aveți afaceri sau faceți afaceri sau în patru luni vă deschideți o firmă sau hotărâți să faceți ceva, să știți că veți avea foarte mult de muncă, dar veți avea și bani, da? Și iar lumea vă va respecta foarte mult. Toată lumea o să se întrebe, Doamne, dar ce noroc are această persoană, da? Așa că mai bine ar fi ca să nu vă deocheați, să nu mai spuneți nimic nimănui decât după ce aveți saci în căruță, știi? Uite, aici un săgetător se îndrăgostește sau porniți într-o relație frumoasă, de asemenea. Și aici, cine, ori sunteți voi săgetători, ori partenerul, dar vă împăcați, aici este împăcare, până la sfârșitul săptămânii. Ar putea fi chiar între 20 și 22, să știți. Spre sfârșitul săptămânii vă împăcați cu un săgetător sau dacă sunteți voi săgetători, vă împăcați cu cineva din berbec, va semna un act pentru voi sau voi berbecilor semnați un act sau luați o hotărâre săptămâna viitoare cu niște oameni de stat, vă vin niște bani și vouă, chiar și peștilor, vin bani și văd acte, mai ales la berbeci, la săgetători, la pești, foarte mult, până pe data de 28 vă vin bani și hotărâți. Cei care au copii și în special băieți și aveți probleme cu ei, iar sunt probleme, le cade și un pic de boală acolo unde știți că sunt problemele. Nu știu, aici, în mod normal, după cartea asta, până la urmă s-ar termina cu bucurie și să dea Dumnezeu să fie așa, vă dați seama că vreau tuturor să vă fie bine, că n-am niciun interes să vă fie rău și nici bine și nici rău, adică să fie bine, e vorba de copil. Cei care sunt bolnavi sau au vicii sau aveți probleme cu copiii, ar trebui, vedeți, este... Deci oscilează când e bine, când e rău, când e bine, când e rău, când îi trece, când revine, când o ia de la capăt. Dar aici finalul ar fi unul bun, dar văd și o deblocare. Ia să văd cam cât ar mai putea dura această nebunie aici, pentru că ține de mult. Uite, nu o să treacă practic definitiv niciodată, dar... Sau va trece foarte greu, hai să nu vă supăr, dar vor mai dura 3-4 ani până văd o lumină, o curățare. Sau foarte frumos ar putea fi chiar și din luna noua, să zic, să fie un pic mai bine. Exact, va fi mai bine și va avea acest copil un nou început, dar procesul va mai dura, să zic, până e totul perfect. Haideți să vedem ce mai cade. Ia uite, vineri vă ridicați cu o bucurie foarte frumoasă, cu o schimbare de casă, cu o plecare într-un weekend sau
Sau vă cumpărați ceva frumos și pentru casă, pentru că vă bucurați tare mult, vă faceți bagajele, aveți protecție de la Dumnezeu pe data de 22-23. Din nou, până pe 10, foarte frumos, aveți protecție, cineva de ghindă vă iubește, din nou a ieșit bărbatul sau femeia de ghindă. Chiar și cei care sunteți rac, scorpion, pești, iarăși aveți nou început, aveți realizări, aveți protecție, indiferent ce sunteți, bărbați sau femei, pe 22, 23, 24, uite, plecați la drum săptămâna viitoare cu bucurie și Dumnezeu este cu voi, aveți ceva foarte, ia uite, wow! Bă, vă vine cineva de la drum sau plecați la drum pentru o logodnă, pentru o căsătorie. Foarte frumos, cu bucurie, totul va ieși bine, să nu vă fie frică și din nou acest bărbat sau femeie de ghindă. Acum, cărțile se mai pot măslui pentru că sunteți foarte mulți, dar acolo unde merg lucrurile bine, credeți-mă că avansa 100%, deci este imposibil. Nu prea vă despărțiți, sinceră să fiu, și mulțumesc lui Dumnezeu, nu prea. Și chiar dacă relațiile voastre nu merg bine sau chiar dacă sunteți singuri, de exemplu unii dintre voi, credeți-mă că va fi o săptămână atât de mișto încât nici nu vă mai interesează că sunteți sau nu cu cineva. Ia uite, iar drum. Deci este clar că aici cineva se mărită, se căsătorește, se vine sau se pleacă de la un drum. Nici nu mai scot din astea că am scos și a căzut foarte bine. Din astea mi-e și frică să scot, dar mai scot una singură că nu. N-am cum, cartea este superbă oricum. Ia uite și iar bărbatul de ghindă. Tu, să nu fie de ochi. Deci, cum v-am spus, este clar că cei care sunteți de ghindă, doamne, domni, nu contează, voi veți avea totuși o schimbare foarte frumoasă pe dragoste și nu neapărat cei de ghindă. Deci, se mai pot schimba cărțile de la ghindă, n-aș putea trece la verde, da? Dar de la ghindă la roșu pot trece sau ușor la tobă. Deci sunt lucruri foarte mișto care se vor întâmpla. Haideți să vedem, vreau să scot acum câte două cărți, să zic așa, și pentru cei care au probleme cu serviciu. Ia uite, aveți probleme cu serviciu și scot șarpele. Deci nici nu se putea mai rău, da? Aici trebuie să faceți ritualuri, fetele mele, băieților. Ia uite și turnul. Deci, bum, nu știu ce să zic, nu vreau să vă bag prostii în cap, dar acolo unde stați pe o poșghiță de gheață, să știți că se va sparge gheața. Deci, vă mutați, vă da afară, vă dați demisia, voi știți ce să faceți, dar cei cu probleme la muncă, clar, uite, sunteți și puteți fi și într-o judecată, unii dintre voi chiar cu statul, sau se va lua, veți lua voi sau partea cealaltă o hotărâre săptămâna viitoare. Da? Veți lua o hotărâre, dar eu zic totuși, dacă puteți să vă mutați, să vă mutați sau să schimbați ceva, pentru că vă cad beneficii dacă rupeți pisica în două. Ce urât sună pisica în două și eu am patru mâncarea și coada lor, iubiții mei. Iubiții mei, astăzi m-au trezit la 5 și aveau și apă și mâncare și nisipul curat. Și aer condiționat și eu dorm fără aer și ei au tot confortul. Bine, eu dorm fără aer ca să nu-mi intre în cameră, nu țin ușa deschisă, despre asta este vorba. Pentru că nu dorm cu ei, dar nu știu ce-or fi avut, cred că le era dor de mine. Ia uite. Și în viitor să știți că mulți veți avea casa voastră sau o casă pe care vă doriți. Sau o afacere înfloritoare, sau câștigați un proces, dar mai durează 4 luni, cel puțin, da? Și uite, vă vin acte, hotărâri, după o bârfă, dar rezolvați, uite ce frumos este aici. Hai să mai scot, vreau să închei, de fapt nu închei, că merge mai departe, dar ca și cărți, așa, rezolvarea asta pentru o casă în 4 luni, se fac acte. Un bărbat, o parte bărbătească vă va ajuta, indiferent dacă sunteți bărbat sau femeie. Se gândește cum să vă ajute sau cum să vă sprijine, dar în orice caz și ajutorul în speță pentru o casă, totuși, să știți că
este și din partea unui bărbat cu care v-ați certat în trecut, da? Totuși vă ajută, sau un fost soț, da? Veți primi și cadouri, o să fiți și îndrăgostiți. Bun, haideți să vedem mai departe. Acum să scoatem din tarot energii generale și să le luăm așa cum v-am obișnuit, cu sănătatea. Cei care sunteți interesați de sănătate, în mod special pentru săptămâna 17-23, uite, vezi, am avut gura aurită și am spus nu, că nu vă cad, despărțiți și că o să fie o săptămână bună, dar eu zic că pe sănătate. Unii dintre voi suferiți, chiar suferiți, aveți probleme cu inima, poate și din cauza căldurii. Acum se schimbă anumite lucruri, se vor schimba anumite lucruri acolo, pe tensiune și pe puls și așa mai departe, dar alții încă suferiți. E o suferință pe sănătate veche, care nu mai scăpați de ea și nu știu, probabil că unii dintre voi aveți chiar probleme care nu vor trece niciodată. Trebuie să dați înainte cu tupeu, așa cum este, să aveți forță să treceți peste. În schimb, ce vă pot promite, că în 3 luni maxim veți găsi un tratament, sau 3 zile, sau 3 săptămâni, sau 3 luni. Ori vă schimbă tratamentul, ori veți avea un tratament mai bun sau altceva, nu știu, habar nu am, că se pare că totuși o să vă puteți remedia un pic situația, iar alții dintre voi sunteți bolnavi de dragoste, cei care v-ați despărțit încă suferiți aici, da, depinde de fiecare care cum sunteți. Bun, mai departe, pentru cei care aveți servici, o să vă meargă și mai bine. Mai ales iunie v-a mers bine și în iulie va merge foarte bine. Și cei care sunteți inițiale cu A, cu L, cu I, cu J, cu L, nu am spus? Da, bun. Dar oricum, la toți vă reprindeți, da? Cei care aveți servici și o să câștigați mai mult, sau dacă aveți afaceri, sau... dacă n-ați câștigat prea bine, ajungeți, de exemplu, la servici, poate aveți salariu fix și vă dă bonusuri în plus. Dacă n-ați primit bonusurile, le primiți acum, sau chestii de genul acesta. Și da, chiar dacă nu sunteți bine cu turnul ăsta aici și cu șarpele, că e o mâncătorie acolo la unii dintre voi, totuși vă veți reveni. Iar cei care trebuie să dați examen ca să aveți un serviciu, să știți că veți lua examenul, pentru cei care nu au servici. Vedeți că sunteți pe pierdere, aveți grijă cum cheltuiți banii sau ce mai cheltuiți, dar în orice caz săptămâna asta nu văd că vă veți lua servici. Și în altă ordine de idei, nu mai așteptați, unii dintre voi se gândesc și la un bărbat sau la o femeie, nu mai așteptați că nu se mai întoarce, v-a întors spatele. Deci terminați să mai dați bani bărbaților sau femeilor cu care v-ați despărțit, ca să vină înapoi, că nu vin. Deci aici sunteți pe pierdere de bani din cauza partenerului, indiferent cum ar fi. Nu o să mai vină, nu o să mai fie ce a fost, nu mai așteptați. Aveți grijă ce drumuri faceți și ce cheltuieli faceți, că ieșiți în pierdere la cei care nu faceți nimic, practic. Da? Bun. Cei care sunteți căsătoriți, sunteți nemulțumiți săptămâna asta, dar dacă vă veți vedea de treabă, nu o să se întâmple nimic. Mai bine să fiți un pic triști decât să vă despărțiți de tot. Deci aveți grijă, un pic de nemulțumire, dar nu mai reproșați, nu mai reproșați, că uite, vă văd, indiferent că sunteți femei sau bărbați, vă văd tot timpul cu reproșuri aici, tot timpul reproșați, stați cu sabia deasupra capului, tot să dați, să tăiați, să băgați, să scoateți, deci nu, da, deci cei care sunt în relații, stați liniștiți, da. Cei care sunteți singuri, uite, ar trebui să fiți un pic mai buni, un pic mai buni, mai înțelegători, și da, nu veți mai fi singuri, pentru că din nou,
din nou mi-a căzut drumul. Da. Mi-a căzut drumul și dacă veți fi liniștiți, să știți că veți avea noroc. Da. Deci aici e un pic pe agitație. Foarte frumos a căzut la modul general dragostea aproape pentru toți, dar depinde foarte mult acum și cum gestionați situațiile, să știți. Bun, și pentru bani, energia generală, pentru toți care priviți. Puh, mai bine nu scoteam, Doamne ferește, deci exact ce vă spuneam. Bun, sunt realizări, vin banii, aveți de plătit, dați... Dar trebuie să fiți aici, trebuie să luptați, să călcați pe cadavre ca să reușiți să realizați săptămâna viitoare sau să mai strângeți niște bani. Trebuie să călcați pe cadavre, nu știu, pur și simplu să aveți grijă de bani. Vă cade, uite, supraveghere, să supravegheați, să fiți matenți, da, pe bani. Ce cheltuiești, ce faceți, uite-te și tu, am scos... Bine, va fi la un moment dat un nou început pe bani, dar până una alta, uite-te și tu zici că rămâneți în fundul gol. Deci aveți grijă, da, cu banii ăștia. Ca să nu cheltuiți, uite, și pentru familie mulți și, în fine, dați foarte mulți bani pentru familie, dar acum și pentru familie, și în familie, și în casă se pierd mulți bani. Deci aveți grijă cum vă împărțiți bănuții. Un sfat acum din partea îngerilor Indigo, uite, trebuie să aveți mai multă compasiune pentru cel de lângă voi sau în general pentru oameni, săptămâna care urmează a căzut, da? Și de la Arhanghel, iar s-a strâmbat, nu mai este asta, și din partea Arhanghelilor, ia să vedem, pentru săptămâna viitoare un sfat, Arhanghelul Uriel. Să vedem ce ne spune. Emoțiile ți se vindecă, permitându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Bun. Deci, la modul general, chiar este vorba despre sentimente, emoție și dragoste în săptămâna ce urmează. Aveți grijă la bani, că nu-mi place deloc. Da? Mai faceți și voi ritualuri de bănuți, mai... Faceți ceva. Bun, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă doresc o săptămână prosperă sau să avem o săptămână prosperă, fructoasă și să nu ne lipsească nimic, să fim sănătoși și să avem grijă de aproapele nostru, da? Dar nu cu bani, da? Bun, la revedere, săptămâna viitoare, nu cu bani, la revedere!